Hai mă, lasă-mă cu mesajele, că mâine avem mate cu Stanca. Ce ai acolo? Ia dă-l încoace. Te rog, nu am mâncat de jumătate de zi. Nu mă interesează, dă-l. Ce faci mă acolo? Hai, hai, nimic de încere. Nu, stai, stai. Ba nu, hai, sus, sus. Dă-ți două capaci. Ce să dea, mă, nu vezi că-i vai de capul lui, are 20 de chile. Ia, dă-mă o pasă. Dă-mă o pasă. Denis, ce e cu tine? De ce le faci asta colegilor noștri? Așa vreau eu. Uite, eu n-am nimic nici cu tine, nici cu colegii cărora le dai bully, dar te înțeleg, poate ai o problemă. Știu un centru unde se adună copiii ca tine și de multe ori se vindecă. Ce zici? Ai vrea să încerci? Ce faci, moluză? Ai venit de la școală? Bă, ce stai, mă, cu adidașii aia în pat? Lasă-mă în pace. Măi, copilule, tu crezi că mama te-a înfiat ca să stai tu așa ca un bibelou toată ziua? Hai, lasă-mă. Intră! Denis? Dar tu ce faci aici? Ce fac eu aici? Ce faci tu aici? Mă duci în club? Sunt la grupul ăsta de o grămadă de timp. Tu ce faci aici? Păi, Maria avea dreptate. Chiar am o problemă. Aș vrea să-mi cer scuze față de toți. Toate vorbele pe care mi-am spus, toate gesturile, îmi cer scuze. Problema mea este că eu nu am prieteni. Mă simt atacat la orice vorbă și simt să dau mai departe. Ideea e că voiam să fac și eu ce primesc de la Sofia zilnic. Înțeleg că nu suntem frați și de aici răutatea ei față de mine. Dar voiam să mă simt și eu bine, să mă simt ca ea, să mă simt plin de mine. Adică, Sofia, știu că nu sunt fratele tău, dar aș vrea să mă înțelegi și pe mine. La mine acasă, mama mea făcea tot. Aseară m-am tot gândit dacă să vin aici și să-mi cer scuze în fața tuturor. M-am gândit și asta a fost cea mai bună alegere. Aș vrea să-mi cer scuze față de toți. Sper că îmi veți putea acorda încă o șansă. Eu zic că merită o a doua șansă. Da, de acord, da. Merită o a doua șansă. Da. Uite,
Nu știam că te simți așa, adică și eu am avut frica că părinții mei te vor pune pe primul loc și că te vor aprecia mai mult și nu m-am gândit la ce simți cu adevărat. Hai, mă, Bianca! Haideți, mă, nu! Hai! Hai, Silvia! Ah!